Doamnelor și domnilor, bună dimineața, este ora 8, încep știrile, decizie fără precedent. Autoritățile din România iau măsuri extreme pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus. Toate zborurile înspre și dinspre Italia au fost suspendate până pe 23 martie. Măsura se aplică și pentru cursele aeriene care leagă România de China, Iran și Coreea de Sud. Măsura opririi zborurilor a fost anunțată de ministrul de interne Marcel Vela și este valabilă pentru toate aeroporturile din România. Se aprobă suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Italia și din Italia către România pentru toate aeroporturile din țară, începând cu data de 9 martie 2020, ora 12, ora României, până în data de 23 martie 2020, ora 12, ora României. De asemenea, Marcel Vela a mai spus că operatorii aerieni au obligația de a nu permite îmbarcarea cetățenilor care vin din țările cu focare mari de coronavirus. Operatorii aerieni au obligația de a nu permite îmbarcarea cetățenilor străini care vin din Italia, China, Iran, Coreea de Sud către România cu escală. Potrivit ministrului de interne, toți cei care vin în România din Italia, China sau Coreea de Sud vor intra automat în carantină și vor trebui să completeze o declarație. Cei care intră în țară pe la punctele de frontieră și nu declară corect țara din care vin vor fi acuzați de fals în declarații. Operatorii aerieni au obligația de a comunica cetățenilor români care se vor îmbarca din Italia, China, Iran, Coreea de Sud către România cu escală, faptul că vor intra în carantină pe teritoriul României și își vor asuma această responsabilitate prin completarea unei declarații pe proprie răspundere. Totodată, ministrul interimar al transporturilor nu exclude o decizie legată de restricționarea transportului terestru spre și dinspre Italia. Am luat o decizie foarte clară în legătură cu transportul, cu situația pasagerilor sosiți în România din Italia pe calea aeriană. Cu siguranță vom lua în discuție și celelalte trei moduri de transport, și anume transportul cu autocarul și microbuzul, transportul cu trenul și transportul cu mașini personale, pentru că aveți foarte mare dreptate. Noi trebuie să fim să eliminăm orice risc pe fiecare mod de transport. Măsurile extreme luate de autorități vin în contextul în care majoritatea celor 15 cazuri de infectare cu noul coronavirus provin din Italia. Suspendarea zborurilor către și dinspre zone cu focare de coronavirus nu este singura măsură luată